Îndoleată asistență, iată-ne într-a doua seară de priveghi. Este adevărat, datorită situației pandemice, suntem puțini în sală, dar sute și sute de frați și surori sunt alături de noi prin intermediul camerelor de luat vederi. Suntem aici pentru că ne despărțim de un frate drag, pe bună dreptate pentru mulți un părinte spiritual. Și exemplul pe care l-a lăsat fratele Talpuș vrem să fie urmat de noi de toți. Și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să scoată alți mulți lucrători destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Suntem într-o seară de priveghi. Și cred că dorința fratelui Talpuș este ca numele Domnului să fie înălțat. De fapt, dorința dânsului este dorința apostolului Pavel, pe care o găsim în Filipeni, capitolul 2, și el spune așa: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Vrem ca Dumnezeu să lase mângâiere în inimile tuturor celor întristați. Sunt sute și sute care sunt alături de noi, nu numai din orașul nostru, nu numai din biserica noastră, nu numai din țara noastră, ci din foarte multe alte țări. Personal am primit foarte multe telefoane. Frați dragi care au fost impactați de fratele Talpuș ar fi dorit să fie cu noi în seara aceasta, la acest serviciu de comemorare. Dar datorită situației nu pot fi, sunt în Duhul cu noi. Dorim ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântările cerești, chiar și cu această ocazie.